Una dintre petrecerile importate de români și gustate la fiecare sfârșit de octombrie este cea de Halloween. Părinții nu știu cum să-și distreze copiii mai bine și apelează la păpușari care vin cu idei năstrușnice. Așa a fost și la Pitești, unde însuși Dracula a fost invitat la o petrecere memorabilă. Ce nu mă așteptați? Voi e frică? Ia, ia, ia! Dracula și-a făcut apariția la localul din Pitești, unde s-a organizat o petrecere de Halloween. Cu joben și pelerină, înalt de peste 3 metri, personajul i-a atras ca un magnet și pe părinții, nu numai pe copii. A fost un vampir blând cu glumele la el și s-a dat la joacă. N-a fost singurul. Un mim i-a ținut în priză pe copiii de 10-11 ani, cu multe jocuri inventate pentru ei. Ba mai mult, mămicile au cuplat și ele. Da? Suntem gata? Da! Petrecerea nu a durat până târziu în noapte, nu de teama vampirilor, ci pentru că ora de somn e ora de somn. Finalul a fost rezervat, bineînțeles, imortalizării acestui moment.